Bună ziua! Ne aflăm în studioul televiziunii Tradiție și Sănătate. Pentru a înțelege de unde a pornit ideea acestui proiect, o televiziune dedicată tradiției și sănătății, așa cum este și numele, ne adresăm fondatorului ei, fizicianului Ancu Dincă, inventatorul biofitomodulatorilor. Bună ziua, domnule Ancu Dincă! Bună ziua! Cum a venit ideea acestei televiziuni? Ideea acestui proiect are la bază dorința mea dintotdeauna de a înțelege trupul și spiritul uman și relația sa cu natura. Eu fiind născut într-un sat din Muntenia, de lângă Dunăre, am cunoscut de la primele momente ale vieții acea armonie existentă între oameni, oamenii cu animalele și animalele și oamenii cu natura. M-a încântat lucrul acesta și fiind forțat pentru a continua studiile să părăsesc aceste meleaguri, am observat în marile orașe în care am fost o schimbare radicală a stilului de viață. Și mi-am pus o întrebare foarte simplă. Care este stilul de viață care îl ajută pe om? Cel din mijlocul naturii sau cel din mijlocul orașului? Și bineînțeles că în timp a trebuit să colind foarte mult, zeci de ani de zile, multe sute de kilometri pe jos în localități unde am stat de vorbe cu foarte multe persoane, în special cu cei de vârsta a treia, și am ajuns la concluzia că omul trebuie în permanență să aibă o legătură solidă cu natura, chiar să se imprime în natură. De aici am lucrat ani de zile și a venit în acest moment și o televiziune care să ducă la aceste schimbări pe care le-am dorit dintotdeauna. Să revenim puțin la dispozitivele care vă poartă numele, domnule Ancu Dincă. Care este povestea lui Ancu Dincă? Pentru că e bine să spunem povestea dumneavoastră și a invențiilor sale. M-am născut într-o localitate numită Lisa, în județul Teleorman. În urmă cu destui ani. Și, după cum spuneam un pic mai înainte, m-am născut în mijlocul naturii. Ajungând la o vârstă destul de fragedă, de 7 ani, am observat niște lucruri un pic mai deosebite în jurul nostru. Adică tineri, sau foarte tineri, copii chiar, care părăseau această viață în foarte puțini ani. 10, 12, 20 și ceva de ani. Cam la netimp, așa. Cam la netimp. Și a fost un moment deosebit unde în apropierea casei noastre s-a întâmplat două decese unul lângă altul și ca la țară în momentele acelea cu plângete, cu bocete, m-am speriat, m-am dus la mama mea și am întrebat-o: mor eu sau moriți voi? La care maică mea s-a uitat lung la mine. Neamul nostru este un neam de longevivi, dar în sat sunt unele locuri unde oamenii care locuiesc acolo se duc mai repede. Bineînțeles, la vârsta aceea am uitat. Au trecut ani, a trebuit să merg la liceu și mă pregăteam să devin profesor de matematică. Dar pentru cei mai în vârstă este cunoscut că în acea perioadă a început o dezvoltare industrială extraordinară a țării, o industrializare forțată și o mare parte din locuitorii satului meu au plecat în orașele din jur pentru a lucra în fabricile și uzinele care se construiau. Surpriza a venit când aceștia, revenind în localitate după câteva luni de zile și știind că unii dintre ei erau bolnavi
și făceau parte din asemenea familii unde decesele erau destul de de devreme, au venit sănătoși unii din ei, unii cu situația sănătății îmbunătățită și mi-am reamintit cuvintele pe care mi le-a spus mama mea, locul. Întâmplător, dar știm că nimic nu este întâmplător în lume, la începutul clasei a 11-a de liceu mi-a venit un tânăr absolvent al facultății de fizică. Apropiat ca vârstă, un alt mod de a prezenta fenomenele fizice, m-am apropiat de dumnealui și, bineînțeles, prima întrebare a fost aceea, ce facem cu locurile care? Avea ceva idee despre așa ceva, mi-a povestit despre câmpul geopatogen, mi-a spus anumite lucruri, m-a și orientat cumva ce să caut și deja a venit hotărârea că nu voi mai merge către matematică și voi merge către fizică. Nu v-ați îndepărtat prea mult. Știți care este problema? Cei care fac matematică știu matematică. Cei care fac fizică trebuie să știe și matematică exact, pe lângă fizică. Da. În situația aceasta am încercat să găsesc o modalitate de a contracara aceste efecte ale locurilor asupra sănătății oamenilor. Bineînțeles, am ajuns la facultate, am avut și acolo norocul să găsesc profesori cu care să stau de vorbă și să le spun că vreau să găsesc răspunsul la această întrebare. Am fost orientat, am fost îndrumat, a trebuit să caut foarte multe lucrări. Vă dați seama, într-o perioadă când nu prea aveai voie să cauți așa ceva. Și unul dintre profesori mi-a spus, eu ți-am dat ce trebuie, mai mult nu pot, dar du-te pe jos prin țară și stai de vorbă cu oamenii. Am făcut lucrul acesta, am făcut sute de kilometri cu rucsacul în spate și în într-un final care a durat destui ani de zile, am ajuns la concluzia că Dumnezeu ne-a dat în jurul nostru tot ce avem nevoie. Important este să te apleci și să culegi lucrurile respective. Ce anume? Ne-a dat plantele. Ne-a dat plantele care noi știm că nu numai poporul nostru, ci toate popoarele folosesc plantele pentru hrană, pentru menținerea stării de sănătate și, bineînțeles, pentru refacerea stării de sănătate. A mai fost o întâmplare, am spus mai înainte că nimic nu este întâmplător, da. Când a venit timpul să mă pregătesc pentru a susține examenul didactic întâi pentru învățământ, când am ajuns la profesorul care trebuia să-mi fie îndrumător, mi-a spus, zice, îmi pare rău, nu mai există decât o singură temă. De 15 ani de zile nimeni n-a luat tema aceasta. Da? Zic, și ce este așa de greu în a lua tema aceasta? Este o temă care toată lumea a fugit de ea. Și cum se numește? Studiul cristalelor lichide. Zic, păi, în primul rând aveam de ales. Dar nu v-a speriat? Nu m-a speriat, nu. Fiindcă munca nu m-a speriat niciodată. Am fost obișnuit să citesc și iar lucrul acesta nu m-a speriat. Și aveți și o minte iscoditoare, vă seama. Dacă v-aș spune despre minte iscoditoare, mi-aduc aminte de unul din frații mei, Dumnezeu să-l odihnească, se ocupa cu fotografiile. Era plecat de acasă și eu am crezut că dacă iau acidul sulfuric dintr-o baterie și pun pe filmele respective, vor ieși poze. Deci am și scodit. Nu mai spun de alte lucruri, dar ăsta a fost unul care vă dați seama cu urmări deosebite. Și v-ați luat tema cu cristalele... Și am luat tema cu cristalele lichide.
În primul rând, profesorul a fost surprins de numărul de cărți pe care le-am găsit despre cristale lichide, că el știa decât 3 cărți, eu am găsit peste 10 cărți cu studii și cercetări referitor la cristale lichide, care m-a ajutat în final să realizez aceste lucruri, aceste dispozitive care împartă numele, fiindcă în compoziția lor se găsesc numai plante, deci o pulbere de plante, iar în ele se găsesc cristale lichide care magazinează informație și poate să dea energie celor care se află în jurul, în jurul lor. Vă dați seama că primul dispozitiv pe care l-am realizat a fost cel care se ocupa cu neutralizarea acestor radiații ale Pământului, care produceau acele nenorociri celor care trăiau în zonele respective, deci acele radiații geopatogene. Important pentru mine era realizarea unui dispozitiv care să neutralizeze acele radiații nocive date de scoarța terestră în zonele unde știam că există asemenea probleme. După zeci de ani de zile de căutări, am inventat acest dispozitiv, care l-am numit dispozitiv de neutralizare a radiațiilor nocive geopatogene. Rezultatele au fost mulțumitoare pentru mine. Era o perioadă când nu puteai să dai rezultatele. Da. Știm de ce era perioada respectivă. Trebuia să fiu foarte atent la lucrul acesta. Dar știți că în 89, spre finalul anului, a venit un eveniment care, practic, a rupt acele chinci care ne țineau și am început mult mai intens cercetările mele, îmbunătățind aceste rezultate. În anii 90 au apărut telefoanele mobile. Bineînțeles că mi-am procurat și eu un asemenea telefon. Dar surpriza a venit după vreo lună de zile, când am observat că s-a schimbat ceva în comportamentul meu. Am devenit irascibil, parcă nu-mi convenea nimic ce era în jurul meu. Vi se alterase cumva starea de liniște, de exact, această stare de liniște dispăruse și am stat și m-am întrebat, dar ce-i cu mine, zic? Zeci de ani de zile eram alt tip de om și dintr-o dată s-a întâmplat așa. Dar stai puțin că nu este dintr-o dată, este de când am procurat acest aparat. Și am început să studiez efectul telefonului mobil și am constatat că acesta are capacitatea de a da niște radiații care, interacționând cu câmpul uman, produce anumite dereglări în organism. Având ca bază dispozitivul de neutralizare pentru radiațiile geopatogene, am lucrat și am realizat și acest dispozitiv pentru telefonul mobil, care este de dimensiune foarte mică, o masă extraordinar de mică, deci sub 0,2 grame, dacă se poate să se apropie, sub 0,2 grame, unde în componența lui se găsesc peste 70 de plante, de pulberi din plante, care, combinate într-un anumit mod, pot neutraliza la nivelul carcasei telefonului mobil aceste radiații. Am așezat un asemenea dispozitiv la telefonul mobil și cam după o săptămână de zile mi-am revenit la starea pe care am avut-o anterior. Vă dați seama că au apărut computerele. Mi-am cumpărat și un computer. Firesc. Și am observat că și acesta începe să facă ceea ce făcea telefonul mai înainte. De aici, bineînțeles, a fost un pas destul de mic pentru a realiza dispozitivul de neutralizat a radiațiilor
de la computer. Computer. Culmea a fost alta. Aceste dispozitive realizate de mine le-am oferit cunoștințelor, prietenilor, celor care aveau computere și telefoane mobile. Și mă pomenesc după o perioadă de timp de la câțiva dintre ei și spun, vei, știi că eu până să-mi dai tu mie tâmpenia aia, că așa se spunea, prostia da? Aia, tâmpenia aia, aveam dureri de cap. De când mi-ai dat-o, nu mai am. Altul îmi spune, ce pe mine mă durea stomacul, ce când mi-ai dat chestiile alea, nu mai doare stomacul. Mă rog, și multe alte probleme, altul, inima bătea prea tare, adică au început să devină cumva înapoi. Au venit să mă spună că au niște modificări în starea bine. De sănătate a organismului lor. Și atunci am spus, stai puțin că din discuție pe care le-am avut cu cei din pe unde am umblat, ei foloseau plantele pentru menținerea stării de sănătate și pentru. Deci, inclusiv aceste dispozitive cu pulberea de plante din interiorul lor pot face. Și, bineînțeles, am început cercetările pentru a inventa un dispozitiv special pentru menținerea stării de sănătate și pentru refacerea stării de sănătate. Este acesta. Dispozitivele toate, și cele de neutralizare, și cel de sănătate, cele despre care o să mai vorbim, au valabilitate de 10 ani, din așa. Momentul în care sunt folosite prima dată. Așa arată toate? Așa arată cele de sănătate. Așa. Și se pun undeva pe corp, funcție de ceea ce găsește medicul cu aparatura pe care noi o avem de ultimă generație în centrul Ancu Dincă sau în centrele colaboratorilor mei din țară. Rezultatele au fost deosebite. Plecând de la aceste dispozitive, am observat și modificări ale corpilor care se află în preajma lor. Cum ar fi fructe, cum ar fi legume și în special apă. Și am realizat un alt dispozitiv care poate modifica structural apa și alimentele, fiindcă știm că alimentele conțin în mare măsură apă, în special fructele și legumele, eliminând din apă nitriți, nitrați, cloruri, fluoruri, sulfați și, bineînțeles, câmpurile nocive care le conțin lichidele respective sau alimentele respective. Plecând la Geneva, unde am participat la Salonul Internațional de Inventică, soția mea a pus această pulbere de plante așa. Pe frigider. Dar în frigider aveam și mâncare pregătită. Știm că frigider ține câteva zile mâncarea respectivă. Da, da, da. Dar noi am venit după 2 săptămâni de zile de la Geneva. Nu spuneți că mâncarea era... Și ne așteptam, bineînțeles, să aruncăm mâncarea. Nu vă spun că era parcă mai gustoasă decât atunci când fusese gătită și avea vreo 16-17 zile. Și mă întrebam ce s-a întâmplat. Și mâncând m-am uitat pe frigider, unde am văzut pulberea. Vasul cu pulberea de plant. Și de acolo au plecat alte studii și am realizat un dispozitiv care introdus în... interiorul frigiderului pus pe un raft acolo, poate să mențină alimentele respective într-o stare extraordinară, o mâncare gătită, poate chiar după 30 de zile să fie folosită și să fie chiar mai gustoasă decât atunci când am pregătit-o. De asemenea, fructele și legumele, dacă le introducem în frigider și nu sunt lovite sau nu sunt stricate, după 30 de zile
le luăm de acolo ca și cum le-am fi luat din grădină sau din pom în momentul respectiv. Dacă tot ați început să ni le arătați, cum arată restul, că văd că mai aveți? Păi, și haideți să arătăm cel care este pentru locuință. Și ce efecte au? În principiu, deci acesta este simplu. Pentru radiațiile geopatogene, el are un efect pe o suprafață de 25 de metri pătrați. Deci neutralizează acele câmpuri nocive pe o supra... Deci o cameră de locuit, da, cum ar veni. Îl plasăm pe peretele unei camere. Pe perete, și sub masă, sub covor, nu contează și unde. Și ne protejează ca un scut toată camera. Da. Deci, mare parte din cei care ne văd au auzit de radiațiile Hartmann și de efectele nodurilor acestor radiații. Exact, neutralizează acele radiații Hartmann. Acesta este un dispozitiv care se fixează pe un birou. E vorba de un birou unde am un computer, unde am o stație radio, unde am o imprimantă sau mai știu eu ce altă aparatură, și neutralizează exact efectul nociv al tuturor aparatelor care se găsesc în zona respectivă. Ce am să vă mai arăt acum este dispozitivul care neutralizează radiațiile produse de antene și de pilonii care au antene pe ele. Antene de toate felurile, radio, televiziune, telefonie și așa mai departe. Acesta are un efect pe o suprafață de 60 de metri pătrați. Și dumneavoastră ați văzut că la mine în grădină este o instalație de irigat pentru ce am acolo, unde apa... Eu chiar apa... vreau să vă întreb dacă are vreo legătură apa de la dumneavoastră din curte și cu minunățiile, credeți-mă, chiar sunt minunății, cu ce am văzut eu la dumneavoastră în grădină. Fiindcă realizând alte dispozitive, am reușit să energizez cantități foarte mari de apă, de apă, de ordinul miilor de litri și chiar zecilor de mii de litri, cu care se poate iriga o anumită suprafață, unde putem obține legume, în primul rând, 100% naturale, fiindcă din ele se elimină, ce spuneam un pic mai înainte, nitrați, fluoruri, cloruri și așa mai departe, și se face și o curățire a solului respectiv. Și vreau să vă spun că eu de 8 ani de zile am asemenea culturi. Iertați-mă, am văzut o imagine, un kilogram 359, eu nu mai văd bine. Parcă era de un kilogram 365, dar contează mai mult. Un kilogram 300 și o roșie, domnule profesor. Da, dar să știți că nu este unicat. Sunt de regulă între 600 și un kilogram, un kilogram și jumătate și roșiile. Tot ce am văzut noi în grădină la dumneavoastră și au văzut și domnii acum la televizor, stimații telespectatori, sunt doar pentru că dumneavoastră ați energizat toată apa pe care o folosiți? Exact. Iar în experiența mea de 8 ani de zile, folosind această apă energizată, nu am folosit niciodată substanțe chimice, nici pentru îngrășarea pământului, nici pentru anumite afecțiuni ale plantelor. Eu am de 8 ani de zile aceeași cultură de tomate pe același teren și l-ați văzut și dumneavoastră zilele trecute, da, cum arată roșiile și cum cresc. Deci nu am avut niciun tratament și nu am nicio boală pe aceste, numai folosind această apă energizată. Fiindcă așa cum dispozitivele pentru sănătate îmi fac mie să-mi crească rezistența la boli, da, și aceste dispozitive care sunt pentru plante, practic au același rol. Să crească imunitatea plantelor la dăunători, care sunt de toate tipurile. Am îngrășat terenul acum vreo 5 ani de zile cu bălegari și am adus vreo 100 de tone de bălegari. Vă spun sincer, n-am avut o coropișniță, fiindcă câmpul dat de apa energizată are o anumită frecvență și ele fug, fiindcă nu le convine frecvența
respective. Eu știu că dumneavoastră ați fost la multe manifestări internaționale de acest gen și că ați avut parte de recunoaștere internațională înainte de toate. Cum s-au concretizat după aceea toate aceste cercetări și descoperiri ale dumneavoastră? Prima recunoaștere internațională a fost în anul 2001, unde am obținut la Bruxelles, la Salonul Internațional de Inventică, medalia de argint cu dispozitivul pentru neutralizarea radiațiilor nocive produse de telefoanele mobile. A urmat Geneva în 2003 cu medalia de aur pentru dispozitivul de neutralizare, pentru dispozitivul de încărcare și echilibrare energetică. Și după aceea a fost o explozie de invitații în toată Europa, inclusiv la Moscova, la Kiev, la Sevastopol, la Paris. Am fost invitat în Anglia, am fost invitat în Statele Unite, în Canada, în Argentina, Japonia, deci foarte multe congrese, simpozioane, saloane de inventică în Kenya. Am fost și unde pot spune că a fost un succes răsunător. În 3 zile am avut peste 3.000 de vizitatori la stand, spun peste 3.000, fiindcă în a treia zi de pe la prânz așa n-am mai avut pliante să dau și eu am plecat din România cu 3.000 de pliante pentru... Cred că nu v-am pus întrebarea bine, trebuia să mă întreb unde n-ați fost în străinătate. În Australia. A, așa, poate vă duceți, Doamne ajută. Dacă sunt invitat cu cea mai mare Inventica plăcere. Inventica dumneavoastră a ajuns și în doctorate. Vreau să spun că după ce am obținut această recunoaștere internațională, am fost invitat și am făcut cercetări și am încă colaborări cu universități de prestigiu din țară și am să enumăr câteva dintre ele, dacă eu uit vreo una, îmi cer scuze pentru cei pe care îi uit. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, Universitatea de Medicină din Cluj, Universitatea de Medicină Carol Davila din București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Ioan Mincu de Arhitectură din București, Institutul Politehnic din Iași, Universitatea de Medicină din Timișoara, o activitate deosebită cu Academia de Științe Agricole și Silvice din România, cu multe alte centre și institute de cercetare din țară, unde, prin profesionalismul celor de acolo, s-au demonstrat efectele pe care le au aceste dispozitive ale mele în foarte multe domenii de activitate, dar în mod special în menținerea stării de sănătate și în refacerea stării de sănătate. Ca să susținem exact ce spuneați dumneavoastră, v-aș ruga cu permisiunea dumneavoastră să ne uităm la câteva minute de film în care o să vedeți că tot ceea ce a spus domnul profesor până acum are nu puternică susținere, o susținere extraordinară cu oameni care vin și povestesc ce efect a avut asupra sănătății lor folosirea acestor biofitomodulatori. Am mai multe boli, între care și cancerul prostatei. Am fost la doamna doctor Cimotaru, am luat dispozitive. Din Timișoara, da? Din Timișoara. Și de atunci mă simt mai bine. În 4 luni a scăzut PSI-ul de la 55 la 38. Am mai luat și pentru inimă. Deci, pentru cancerul de prostată se dozează în sânge un antigen numit PCR, antigen specific prostatic, care crește în sânge proporțional cu evoluția tumorii. Domnul Damian de față, în decurs de un an și ceva, a avut aproape 2 ani, cred că, a avut valori 55. Constant crescute, de la 22, cred, până la 55, acestui antigen carcinoembrionar. La această valoare de 55,79 din iulie 2004 s-a prezentat la noi, are 2 dispozitive pentru prostata și de atunci acest antigen, care este o substanță secretată de tumora prostatică, a început să scadă constant, ceea ce este total neobișnuit.
Vorbind chiar și cu colegii urologi, mai întâi s-a bănuit o greșeală de laborator că a început să scadă acest nivel, s-a repetat analiza la același laborator și s-au constatat o scădere progresivă, 55, 42, 38 este ultima dozare din ianuarie, care, colaborat cu evoluția bună a pacientului în decurs de câteva luni, ne face să credem că totul va merge bine și că dozările următoare ne vor arăta regresia afecțiunii. Cel mai spectaculos rămâne prostata, dar și afecțiunea cardiacă, cardiopatie ischemică dureroasă, la 79 de ani e mai puțin influențabilă prin metodele clasice. Ne aflăm la Nisa și stăm de vorbă cu doamna Doina Tenenei. În România mă chema Dulcu, locuiesc aici de 11 ani, sunt pe domnul Ancu Dincă, în urma bilanțului pe care mi l-a făcut din punct de vedere energetic. Din punct de vedere energetic, dumnealui a considerat că am nevoie de 12 dispozitive și deja a doua zi după ce le-am cumpărat, eu mi le-am pus pe corp unde trebuia. Unul se vede deja că este pus la tiroidă. Da, exact. Și ce am constatat în imediat 3 zilele următoare, faptul că eu care de poate de 2 ani de zile dormeam foarte prost, mă trezeam, aveam insomnie, deci mă trezeam pe la 1-2 noaptea și nu readormeam decât după 3-4 ore sau deloc, mă sculam dimineața obosită. Deci primul lucru a fost că somnul mi s-a ameliorat, mă trezesc noaptea, dar adorm în cele 5-10 minute în care urmează trezirii. Iar cel mai spectacular lucru pentru mine a fost faptul că de 2 ani de zile am avut o boală la picior, o durere la piciorul stâng, care aici medicul francez mi-a spus că se numește boala lui Morton. Mergeam 5-600 de metri, eu care fugeam înainte, alergam, făceam jogging, mergeam foarte mult, kilometri pe zi, fără să am vreo problemă, am urcat o grămadă de munți. Acum nu mai puteam merge și 5-600-800 de metri, aveam o durere că mă opream și mă masam la picior, mă descălțam. Când îmi trecea, plecam iarăși, iarăși repetam figura. Doctorul mi-a spus că poate va fi ceva cu infiltrații sau cu operație. Am făcut tălpi ortopedice, dar și cu aceste tălpi, după ce mergeam 1-2 km, durerea revenea. Acum, de o săptămână, port pe tălpi aceste dispozitive, durerea de la piciorul stâng a dispărut complet. Am osteoporoză, am asta de schinezie biliară, am probleme și cu pancreasul și am și bufeuri mari de călduri. Și am înțeles că nu v-ați mișcat ani de zile. Sufăr de câțiva ani de zile cu picioarele. Nu puteam să mă urc în căruță, nu puteam să cobor, nu nimica. Și dacă am auzit... De încălța, putea să mă încălțați? Nu, sub nicio formă. Trebuia totdeauna să mă... Preferam să nu mă duc nicăieri, că n-avea cine să mă încalțe, să mă lege la încălțări. Și am fost, le-am luat dispozitivele, le-am ținut în mână, după aceea m-am încălțat singură și am plecat. Și acum mergeți, puteți merge? Merg și numai. Vă încălțați și acum? Da, da. Și ia să vedem, puteți să vă plecați? Deci vă puteți apleca? Numai după 3 săptămâni de zile? Piciorul ăsta care îl aveam întotdeauna cu dureri mari, mă ardea aici, acum nu mai arde. Dar noaptea mi-a fost atunci, după dispozitive, dureri și... Deci prima noapte atunci a fost o reacție foarte puternică. Am avut un accident rutier pe 13 septembrie cu fractură la bazin. Am stat în spital 2 săptămâni și după o lună, pe 2 octombrie, am avut și lovitură la cap, care rămăsese cu sechele, aveam amețel, stare de vomă, nu puteam să mă întorc nici pe parte, nici pe cealaltă, că îmi venea mereu să vărs. Și nu puteam nici să-l mișc, nici stânga, nici dreapta, nici în jos, să mă uit, efectiv trebuia să-l mai drept. Așa, culcată pe spate și a mers singură, fără cadru, fără bicicletă. Și la doamna doctoră, chiar tot susținută de soțul meu, am mers, că efectiv nu puteam să merg singură, nu puteam să-mi mișc picioarele. Și acum... Deci cam de cât timp tu aveți dispozitivele? De o săptămână. Astăzi. Deci într-o săptămână s-au întâmplat toate aceste lucruri. Da. Cam la câte zile ați avut primele simptome când v-a fost mai bine? Chiar de a doua zi. Deci chiar de a doua zi. Da, de fapt, doamna doctoră, când mi l-a pus atunci în mână, deja de atunci simțeam cum, parcă puteam așa. Ia spuneți, ce simțeați? Așa ca o căldură
în organism așa și o liniște sufletească așa. Simțeam că iese parcă tot rău de mine. Puteam, aveam o senzație de bine. E foarte impresionant. Numai o parte din cazuri am putut prezenta acum, ele sunt mult mai multe. Și vreau să vă informez și pe dumneavoastră și pe telespectatorii noștri că s-au făcut studii foarte interesante la universități despre care am discutat un pic mai înainte, care s-au concretizat în teze de doctorat și în obținerea titlului de doctor în medicină și în medicină veterinară și în medicină umană și în horticultură și în agricultură și în legumicultură și în domeniul ingineriei și al proiectării locuințelor. Lucru care pentru mine a însemnat enorm de mult și care mi-a dat un impuls deosebit pentru a continua cercetările și pentru a le aduce celor care au nevoie de ele. Și aș dori să mulțumesc în mod special Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, unde avem foarte multe teme de cercetare cu rezultate deosebite. V-aș propune să ne întoarcem la televiziune, la proiectul dumneavoastră de televiziune. Și vreau să vă întreb cum anume o să mă motivați pe mine, ca spectator. Eu am înțeles de multă vreme că poporul român are resurse nebănuite și foarte puțin exploatate de înțelegere și utilizarea naturii în scopul perpetuării vieții și a menținerii confortului și calității acesteia. Trupul nostru, care este materie, nu poate exista fără spirit și nu există spirit fără rădăcini. Emisiunile acestui post vor reflecta metode de întreținere a stării de sănătate atât din medicina alopată, cât și complementară, umană și veterinară, dar va încerca totodată să dezvăluie înțelesul ascuns al obiceiurilor populare, ale portului, gastronomiei și chiar cel al cultivării plantelor și creșterii animalelor. Trebuie să ne reamintim de ceea ce au lăsat străbunii noștri, trebuie să scoatem totul la suprafață, fiindcă tot ce au făcut ei, au făcut pentru generațiile viitoare, și la rândul nostru și noi trebuie să facem același lucru pentru generațiile care vor urma. Practic, va fi o tribună a celor care prețuiesc valorile autentice, promovează bunul gust și respectă tradiția, totul în slujba omului și a stării de bine a acestuia. Și care va fi etapa următoare? Întâi ne vom concentra să dăm valoare acestui proiect, să obișnuim spectatorul cu o alternativă curată la tot ceea ce există acum pe piață, fără să-mi permit să critic în vreun fel pe cineva sau ceva, iar apoi, cine știe, fiecare lucru făcut temeinic aduce un alt, deși mai mare valoare după sine. Și după cum susținea George Bernard Shaw, indiferența este esența inumanului.